Județul Satu Mare este singurul din România unde au fost înregistrate cazuri de pestă porcină africană. Ultimul dintre aceste cazuri s-a anunțat chiar în cursul lunii ianuarie. În prezent, focarele de pestă porcină africană au fost eradicate. Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare a prezentat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural o informare privind măsurile întreprinse de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare pentru limitarea efectelor pestei porcine. În sinteză, la nivelul județului Satu Mare în anul 2017 au fost declarate două focare de pestă porcină africană cu 7 porcine moarte, ucise sau sacrificate. Pentru prevenirea apariției și combaterii pestei porcine africane s-au întreprins măsuri de limitare a circulației porcinelor pe teritoriul județului Satu Mare, de interzicere totală a funcționării târgurilor, a aglomerărilor de animale, a expozițiilor de animale, a piețelor din județ. Depistarea la timp a virusului pestei porcine este foarte importantă, drept urmare, DSVSA a întreprins campanii de conștientizare și informare în școli și în rândul populației. De asemenea, solicita sprijinul tuturor instituțiilor abilitate pentru prevenirea pătrunderii virusului pestei porcine. Restricțiile impuse de Comisia Europeană expiră în data de 31 martie.